Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Balanță de dragoste pentru luna august 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Balanță din punct de vedere al dragostei pentru luna august 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Balanță, din punct de vedere al dragostei? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Iar pentru cei care doresc să susțină canalul cu o mică donație, o pot face în linkul din descrierea videoclipului sau prin super mulțumiri. Haideți să vedem ce se întâmplă cu cei din Zodia Balanță, din punct de vedere al dragostei. Wow, sunteți puși pe spionat, dar și aveți de reproșat lucruri sau ce se întâmplă cu voi? Sunteți agitați, sunteți pus pe fapte mari. Bineînțeles că vă doriți echilibru, vă doriți vindecare, da, liniște, armonie în relația de cuplu. Dar, da, aici, având și cavalerul și valetul de spade, da, lucrurile se mișcă foarte repede la voi, dar și aveți nemulțumiri față de partener-parteneră, da? Spionați această persoană sau persoana respectivă vă spionează, dar fiind aici săbile, da, vă reprezintă pe voi aceste cărți, da? Pentru că voi sunteți zodii de aer și vă doriți să mențineți echilibru în relație, dar posibil să aveți de-a face și cu zodia săgetător și aveți mai aici la baza pachetului magicianul. Aveți puterea să de a manifesta, de a rezolva lucrurile, de a vă îndeplini dorința, da? De a manifesta această liniște și armonie și pace în relație. Doar că aflați că cineva vă spionează și nu vă place, este cineva în jurul vostru care nu vă dă pace în unele situații, o situație care s-a mai repetat, se mai repetă sau a mai fost în viața voastră astfel de situații sau partenerul, da, v-a mai făcut astfel de lucruri care nu prea vă plac, da, aceste situații, dar voi aveți puterea, da, să manifestați, să faceți ceea ce vă doriți. Vă doriți echilibru și pace în viața voastră de cuplu. Sau cei care sunteți singuri, găsiți pe cineva în această lună. Ia să vedem ce se întâmplă cu voi aici, de ce sunteți așa. Patru de pâte, wow, foarte frumos, o sărbătoare, la o zi de sărbătoare întâlniți o persoană sau vă căsătoriți, întâlniți o persoană potrivită pentru voi. La un eveniment important, vă căsătoriți, găsiți persoana potrivită în această lună. Este un eveniment aici foarte important în viața voastră, parcă așa, nu știu, parcă vine să spun că vă șochează, nu v-ați așteptat la astfel de evenimente sau astfel de legătură între dumneavoastră și această persoană. Sau apare așa dintr-o dată, se așterne liniștea și nu v-ați așteptat, da? Poate unii dintre voi nu v-ați așteptat. Faceți o călătorie, petreceți mai mult timp împreună în această perioadă, faceți activități împreună, bineînțeles că vor apărea și anumite înțepături, da, între dumneavoastră și partener, dar cumva împărțiți sarcinile, simt nevoia să spun, da, aici cumva încercați să echilibrați, să aplanați anumite situații, care multe dintre ele tind să cred că sunt create de voi, da? Posibil acest lucru, dar liniște în casă, armonie, pace vă doriți, da? Noi începuturi, valetul de monede, da, primiți o invitație unii dintre voi la o petrecere, la un eveniment foarte important, voi luați, studiați, analizați această ofertă, da, poate nu erați pregătiți, da, să mergeți în acea, nu știu, la această invitație pe care ați primit-o, da, poate o invitație la o petrecere sau să plecați, să călătoriți undeva și nu prea știți ce să faceți, dar din nou drumuri, la un drum poate întâlniți această persoană, este vorba despre un succes, despre o victorie aici, cu faetonul, poate posibil să aveți de-a face cu zodia rac. Din nou vorbim despre echilibru, dorința de echilibru, voi căutați echilibru, armonie în această perioadă, vă doriți foarte multă liniște,
deși spionați, căutați, cam agitați un pic lucrurile în jurul vostru, dar tot voi încercați să le liniștiți, simt nevoia să spun aici, da? Aici cu magicianul posibil să aveți de-a face cu zodia Gemeni, dar și Fecioară, da? Deci voi cumva încercați să găsiți echilibru, încercați să găsiți soluții, să găsiți rezolvări în relația de cuplu. Cum am și spus, cei singuri, posibil la un drum sau la o petrecere, să întâlniți această persoană. Să simțiți așa o conexiune foarte importantă. Este cineva care vă aduce pace în sufletul vostru. Care pur și simplu așa, doar când vedeți această persoană, vă liniștiți. Da? Știți că aveți, parcă vă dă și putere așa, da? Să faceți lucrurile, să, da, din nou un drum, drumuri, la drumuri. Voi se pare că veți fi puși pe drumuri în această perioadă. Veți călători, da, cu partenerul, partenera, veți face drumul, veți fi, cum am și spus, veți face foarte multe activități împreună, veți petrece timpul foarte mult împreună aici cu cavalerul de monede, din nou ofertă, sau poate unii dintre voi posibil să fiți scurtați de mai multe persoane. Sunt foarte multe energii aici și simt nevoia să spun, da, cumva atrageți atenția foarte mult în această lună și sunt mai multe persoane în jurul vostru care își doresc să interacționeze cu voi, da? Să fie în preajma voastră, să fie acolo cu voi, da? Din nou drumul, da? Foarte accentuat acest lucru, șasele de spade, voi cumva vreți să vă detașați de aceste stări ale voastre, de curiozitate, de a vă certa, de a căuta tot felul de să discutați cu partenerul, discuții aprinse în unele situații, da? Și acum în această lună cumva încercați să ieșiți din această zonă, încercați să vă liniștiți, încercați să găsiți soluții, da? Să nu mai fiți atât de atenți la toate detaliile. Bineînțeles că veți fi totuși curioși, dar cumva veți fi temperați, da? Deci nu veți reuși să ajungeți să vă certați cu partenerul sau partenera. Multe călătorii, multe drumuri. Poate este o perioadă de concedii pentru voi și vă luați o pauză în această lună și stați alături de partener, parteneră, soț, soție, da? În cazul în care sunteți căsătoriți, unii dintre voi, bineînțeles, sau călătoriți către partener, da? Poate unii dintre voi, partenerul, da, este la distanță de voi sau partenera, sau voi călătoriți către partener, partenera, aveți poate anumite discuții aprinse cu partenerul sau partenera voastră, da, că nu știți dacă ajunge sau nu știți dacă partenerul ajunge către voi, da, sau partenera, persoana dragă, dar va face tot posibil, da, să ajungă către voi această persoană. Veți ajunge împreună în această lună, veți fi unul lângă celălalt. Nu sunt situații negative la voi, doar că sunt chestii, da, de zi cu zi și e ceva care vă cam presează, așa, vă cam stresează pe voi, pentru că voi vreți lucrurile atunci, acum, în momentul ăsta. Da, sunteți un pic agitați, dar lucrurile se vor așeza de la sine. Din nou vorbim despre un nou început aici, este ceva stabil, asul de monede, este ceva nou pentru voi, palpabil. Deci această persoană sau voi, da, arătați persoanei dragi dacă sunteți dispuși, da, să fiți acolo, să oferiți. Nu este doar la nivel de discuție, da, este o relație, chiar dacă este o relație mai veche pentru unii dintre voi sau căsnicie, cumva încercați din nou să simțiți acel nou, da, vă implicați reciproc, da, pentru că este foarte accentuat acest lucru de echilibru și vă axați amândoi, da, pe noul început sau partenerul vine cu un nou început sau voi sau chiar amândoi, da, vă implicați în această poveste. Poate venirea unui copil, da? Pentru unii dintre voi. În unele situații. Poate nu erați încă pregătiți să deveniți părinți. Și aflați că acest lucru este, da? În această lună veți deveni părinți, da? În unele situații. Nu este pentru toată lumea, dar sau copiii au un rol important pentru cei care au copii, da?
Da, din nou apare această indecizie, vă reprezintă pe voi, da? Această carte, Doiul de Săbii, vă creați voi așa blocaje și tot felul de situații, dar sunt situații de moment, pentru că aceste lucruri se vor rezolva, da? Deci nu este ceva grav, nu este ceva care doar voi vă creați așa, că nu ați putea găsi o rezolvare, că n-ați putea să vă vedeți cu partenerul, că n-ați putea să vină partenerul sau partenera, că nu veți petrece timp împreună, că nu mai se implică, dar nu este așa. Da? Veți primi dovezi, da, clare și concrete de la partener, parteneră, că este acolo implicat în această poveste. Da, vorbim de noi începuturi, vreți să vă riscați, vreți să vă aventurați, da, mergeți cu partenerul în locuri foarte importante, da, cu persoana dragă, și petreceți foarte mult timp împreună, dar vreți cumva să mai și schimbați, da? Vreți ceva nou, vreți să aduceți ceva nou în viața voastră de cuplu. Foarte frumos! Dar vorbim din nou despre copii, da? Poate unii dintre voi vă doriți copii, cei care nu aveți sau și chiar cine are, da? Poate vă mai doriți în această perioadă și aflați că da, este posibil acest lucru, da? Să deveniți din nou părinți. Vă aducă echilibru, să vă aducă pace în casă, în familie, în relație. Foarte frumos! Voi, după o perioadă de agitație, vă găsiți liniștea. Încercați să nu vă mai agitați, încercați să nu vă mai stați așa cu mintea în toate direcțiile. Ce face partenerul sau partenera? De ce nu așa? De ce nu așa? Da? Deci încercați să renunțați la această agitație din mintea voastră și să vă axați pe emoție, pe lucrurile palpabile, da, pe lucruri reale, ceea ce partenerul, partenera vă oferă într-adevăr, da? Foarte intensă citirea voastră și foarte interesantă. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.